țipăm ca să fim siguri că celălalt ne aude, încercă un alt discipol. Maestrul întrebă din nou, totuși, nu s-ar putea să vorbim mai încet, cu voce joasă? Niciunul dintre răspunsurile primite nu-l mulțumi pe înțelept. Atunci el îi lămuri. Știți de ce țipăm unul la altul când suntem supărați? Adevărul e că atunci când două persoane se ceartă, inimile lor se distanțează foarte mult. Pentru a acoperi această distanță, ei trebuie să strige ca să se poată auzi unul pe celălalt. Cu cât sunt mai supărați, cu atât mai tare trebuie să strige, din cauza distanței și mai mari. Pe de altă parte, ce se petrece atunci când două ființe sunt îndrăgostite? Ele nu țipă deloc. Vorbesc încetişor, suav. De ce? Fiindcă inimile lor sunt foarte apropiate. Distanța dintre ele este foarte mică. Uneori, inimile lor sunt atât de aproape că nici nu mai vorbesc. Doar șoptesc, murmură. Iar atunci când iubirea e și mai intensă, nu mai e nevoie nici măcar să șoptească. Ajunge doar să se privească și inimile lor se înțeleg. Asta se petrece atunci când două ființe care se iubesc au inimile apropiate. În final, înțeleptul concluziona zicând: